Mii de gorjeni au depus cereri pentru a obține subvenția la căldură. Astfel, potrivit conducerii Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj, circa 3500 de persoane s-au prezentat deja la primării pentru a depune aceste cereri. La nivelul primăriilor au fost depuse până în prezent circa 3500 de cereri însoțite de actele doveditoare. În fiecare iarnă, statul acordă ajutoare de încălzire familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse. Cererile tip pentru obținerea ajutorului de încălzire se găsesc la primării. Cei care au depus cererile și întrunesc condițiile vor primi ajutorul de încălzire începând cu luna noiembrie. Pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței începând cu luna noiembrie 2015, luna de începere a sezonului rece, solicitanții trebuie să depună cererile până pe data de 20 noiembrie 2015. În situația în care solicitanții îndeplinesc condițiile de acordare pe parcursul sezonului rece, drepturile se acordă după cum urmează. Dacă cererile sunt depuse până la data de 20 ale lunii, se acordă ajutorul cu luna depunerii cererii. Dacă cererile sunt depuse după 20 ale lunii, cu luna următoare depunerii cererii. Pentru a beneficia de acest sprijin pentru întreg sezonul rece, gorjenii trebuie să depună dosarele până pe 20 noiembrie. Ajutoarele se vor acorda ca și în anii precedenți pentru perioada noiembrie-martie pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, lemne, energie termică sau combustibili solizi și lichizi.